11 persoane sunt cercetate în dosarul delapidărilor de la Centrul pentru Refugiați din Chișinău. Reprezentanții CNA spun că funcționarii ar fi folosit semnături false pentru a justifica furtul ajutoarelor. Administratorul centrului și șeful Direcției Asistență Medicală și Socială din primărie, Boris Gâlcă, sunt reținuți pentru 72 de ore. Alte 9 persoane ar putea primi statut de bănuit la anchetă. Prejudiciul va fi stabilit după încheierea inventarului. Perchezițiile au continuat și astăzi. Urmărirea penală pe abuz în serviciu și delapidarea fondurilor externe destinate refugiaților a fost începută în februarie. În urma perchezițiilor au fost găsite numeroase bunuri furate din depozitul centrului de plasament și duse acasă la unii angajați ai depozitului, la rudele acestora, inclusiv la funcționari ai Direcției Asistență Medicală și Socială a Consiliului Municipal Chișinău. Directorul Centrului Național Anticorupție a declarat că de la deschidere, centrul de plasament temporar pentru refugiați de pe Strada Studenților a primit produse în valoare de 100 de milioane de lei. Banii au fost alocați din buget, dar și din partea 8 ONG-uri internaționale. Au apărut bănuiele rezonabile că de la crearea centrului personalul desemnat pentru activitatea acestea de comun acord cu funcționari publici din cadrul Direcției Generale Asistență Medicală și Socială a Consiliului Municipal Chișinău au inclus eronat informația privind distribuirea ajutoarelor pe bază de semnături false, a bunurilor alimentare și nealimentare necesare pentru traiul refugiaților. Suspecții sunt din Chișinău, dar și din alte localități ale Republicii Moldova. Potrivit directorului CNA, după inventarierea tuturor bunurilor, va fi clar câte dintre acestea au ajuns la refugiați și câte au fost furate. Până și la șeful Direcției Asistență Medicală și Socială, Boris Gâlcă, au fost găsite bunuri destinate refugiaților. Sunt mai multe produse care nemijlocit au fost depistate la domiciliul dumnealui, un aspirator de model Bosch, două cuptoare cu microunde, două calorifere, 4 saci de dormit, 8 cutii cu veselă și mai multe seturi de produse alimentare. Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că persoanele cercetate în dosar vor fi suspendate din funcție pe durata anchetei, cu excepția șefului direcției Boris Gâlcă, pe care îl consideră nevinovat. Primarul a precizat că vor fi demiși din funcție doar atunci când justiția își va spune cuvântul. Nu se știe deocamdată dacă procurorii vor cere sau nu arest pentru cei doi funcționari reținuți. Ieri, ofițerii Centrului Național Anticorupție au făcut 24 de percheziții, inclusiv la centrul de plasament temporar pentru refugiații ucraineni, de unde au fost ridicate numeroase bunuri și sume de bani.